ziua! În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 280 din 15-11-2022, am fost invitat să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, ce are loc astăzi, 22-11-2022, la orele 15. Supunem la vot ordinea de proces verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis comisiilor 1, 2, 3. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Sândulene, anul școlar 2022-2023. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind participarea la cofinanțarea realizării rețelei electrice de interes public în vederea racordării utilizatorilor individuali din zona 1 Ionuț. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a spațiului aflat în imobilul cabinet medical aflat pe raza Comunei Sărbulent de Subacău, inițiator primarul Comunei. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Sărbulent de Subacău, inițiator primarul Comunei. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 71 din 29-7-2022, prin care a avut loc aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului pentru obiectivul de investiții, modernizarea drum de interes local în Comuna Sândulene, județul Subacău, inițiator primarul Comunei. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a devizului rez de executat actualizate și defalcate pe surse de finanțare aferente obiectivului de investiții alimentare cu apa satelor Comunei Sândulești, de Subacău, inițiator primarul Comunei. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul Comunei. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a devizului pentru obiectivul de investiții, modernizare drum de interes local în Comuna Sândulești, de Subacău, lot 2, inițiator primarul Comunei. Numărul 10, diverse. Și ne supunem la vot ordinea de zi. Este pentru. Începem cu punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiator primarul Comunei. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Despre ce este vorba? Să vă explic. Deci sursa A reprezintă primărie. Sursa E înseamnă autofinanțare. Noi întotdeauna am împrumutat sursa E din sursa A. Acum ne împrumutăm noi din sursa E în sursa A cu reîntregirea bugetului sursei E în anul 2023. Și luăm din sursa E 158.000 de lei din excedentul sursei E pe anul 2022. Cum, unde se vor duce acești bani? 6.400 de lei pentru supraveghere video. Dana, când a făcut rectificarea de buget anterioară, a precizat doar suma fără TVA, dar era o sumă cu TVA, nu a inclus suma cu TVA 6.400. 7.300 pentru proiectul care va fi aprobat cu utilaje, modernizarea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Sărbulești, județul Bacău. Vreau să spun că trecând această investiție, această investiție pe lista de investiții trebuie bugetată. Și deci 136.300 îi ducem la modernizarea drumului de interes local, cu totul 158.000. Ideea este ca să înțelegeți, deci se abordă astfel din sursa E către sursa E, dar cu reîntregirea bugetului sursei E în anul 2023. Eu, dacă rețin bine, dar nu știu sigur, noi
am mai luat bani din sursa aia către sursa aia, dar nu mai țin minte dacă am reîntrăjit bugetul sursei aia. Adică am împrumutat odată, dacă ține de 100-100 de milioane. Am mai întrăjit, nu mai știu dacă mai reîntrăjit sau nu. Dar, credem, vom verifica, voi verifica cu doamna contrară, dacă nu, voi reîntrăji bugetul sursei cu 158.000. Dacă au rămas de neîntrăjit valoarea de 70-80.000, vom scădea din 158.000 70.000 de lei. Asta înseamnă rectificarea bugetului local, adică împrumutul de la sursa e către sursa. Adică sursa fiind administrația, primăria, iar sursa e fiind serviciu de autofinanțare. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Sândulie. Anul școlar 2022-2023. Acum nu știu, nu cunosc atât de bine. Este un ordin. Banii dă și primăria și inspectoratul școlar. Școala ne transmite o adresă, conform ordin 5379 și ne precizează că sunt 15 burse de merit la care se vor da 200 de lei pentru fiecare bursă. Burse de studiu 11-150, burse sociale 39, cu două. Regulamentul și criteriile sunt al unității școlare. Noi doar aprobăm aceste burse. Cine este pentru? Responsabilitatea de organizare și a unității școlare. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind participarea la cofinanțarea realizării rețelei electrice de interes public în vederea raportării utilizatorilor individuali din zona numărul 1. Aici cunosc și eu despre situație, dar domnul secretar știe mai bine că a lucrat exact ca și în ședința anterioară. L-am lăsat pe domnul secretar să prezinte mult mai bine decât mine acest punct, pentru că dumneavoastră l-a studiat mult mai bine. Deci, inițial, noi am mai aprobat odată chestia aceasta, dar am trecut acolo că domnul Nunu Ionuț va semna contractul cu cel de la Gătărăcașuit în nume propriu. Și va fi venit că gestiona el. Numai că, la un moment dat, când am pus problema la cel de la Gătărăcașuit, în funcție de sumele alocate de Consiliul Local, deci cei 25% din suma pe care o solicită Hidratul, nu Ionuț, am zis, domnule, pentru noi, trebuie și noi ca să avem documentele justificative în contabilitate. Ei, și au început să spună că nu poate să facă chestii la astea, că ar fi mai bine că să facă primăria contractul. Bun, atunci noi ce am făcut? Am schimbat acest HCLB. În așa fel încât, deci, acordul de asociere și de cel de cofinanțare se va semna între primărie și Delgazghid, dar nu, deci, nu mai departe de faptul că noi vom participa tot cu cei 25% ca și data trecută. Domnul Ionuț va pune diferența. Numai că acum se schimbă puțin situația. Domnul Ionuț se va duce la notar și va da o declarație notarială prin care el se obligă ca în situația în care, în urma lucrărilor efectuate și realizate, suma ea și crește, el să asigure diferența, pentru că noi am pus de cei 25%, deci fix, suma poate să prevadă doar micșorări a cuantumului în situația în care lucrările sunt mai mici decât au preconizat ei. Noi am dat un cont de trezorerie în care domnul Nunu Ionuț, de la data comunicării hotărârii, va depune banii pentru ca noi să putem să procedăm la semnarea contractelor cu cei de la Delgazgrid. Iar cum am mai spus și în continuare, în situația în care, deci, investiția se ridică cu 1, 10, 20 sau 50 de lei, domnul Nunu Ionuț vine și completează cu suma respectivă și a depune tot în contul nostru. Ca și tura trecută, în situația în care noi, acum, după cei 5 ani de zile, dacă cumva acea rețea se dovedește că ar avea o anumită eficiență. Știți pe deci ce de la Delgazghid sunt obligați să ne rambursa, deci investiția. Iar acum, deci, s-a inversat. În situația în care primăria ia și primește de la Delgazghid sumele alocate pentru investiția respectivă, în funcție de cota de participare, noi oprim la noi cota noastră de participare, deci prin calculul la cei 25 raportat la 75, și noi diferența de sumă o vom transmite către un cont al domnului Nunu Ionuț, deci cont care nu va comunica adresa.
Da? Dacă vedeți, pe valoarea acelei investiții este 29.167,73. Cota noastră de 95% reprezintă 7.300. Dacă verificați lista de investiții, vedeți că nu i-am pus 7.300 partea noastră. Această valoare de 7.300, cum zice noastră, poate crește, poate scădea, dar nu poate crește. Adică e maximul 29.000, iar dacă cei operatorii autorizați vin cu 27.000, 27.000 sau 25.000, adică scade. Ei, aici situația este puțin cam așa, în sensul că noi ar fi trebuit să bugetăm toată suma asta de 29.000, 29.000, neavând apoi zic 7.300. Noi va trebui să mai facem o rectificare de buget când domnul Ionuț va trebui să pună dinainte o anumită sumă ca să poți să țină licitația, că licitația va fi ținută de noi. Deci eu nu pot să țin o licitație pe o valoare de 99.000 dacă nu am bani. Eu am 7.300. Noi aș trebui să pun toți banii ca să dau drumul la licitație. Dar nu ai intrat banii lui Ionuț. Dar așa vom pierde iar două săptămâni. El va fi la banii într-un cont de venituri și pe urmă vom face iar rectificat limon pe venituri și vom duce banii lui pe această investiție. E puțin cam așa. Adică, dar n-am avut noi, că dacă aș fi avut banii necesari, i-aș fi pus și nu mai trebuia să mai face iar o altă rectificare limon. Băiatul o să depună banii, imediat o să depună. Dar să vedem ce se întâmplă. Noi am spus de la început că o să-i dau, cel puțin eu am spus, am venit în fața dumneavoastră cu 25%, este interesul lui, până la urmă. Domnul secretar, aveți prezentat și situația când se va recupera acești bani. Vedeți dumneavoastră, orice investiție se face pe baza unui studiu de oportunitate. Așa cum ați văzut la televizor, cu investiția aia, cu casa aia de la RNG-ul. Cetățeanul respectiv și-a construit o casă la o distanță de 5-3 km la Poiana, pe câmpul ăla, dintre Heregiu și Poiana, da, pe zona aia, da. Între Poiana și și a chemat Heregiu, spunând, domnule, că era construit ca să se tragă plutonia cu el. Nu te supăra, dar tu ai construit o construcție fără respectarea legii 50. Da? Pe o suprafață de pământ care nu este a ta, nu ai, adică pământul respectiv nu are titlul de pământ. Nu ești tu proprietar pe această suprafață și tu vii acum cu televiziunea să spui să strâng cu interim. E o situație cam ambiguă, adică ca și cum eu aș face o casă în vârful muntelui, eu îmi trage în casa respectivă. Și mai mult de atât, această suprafață, dânte, Heregiu și... Dar autorizație de construcție la care se cine era? Dar n-avea nimeni. Păi și atunci? Păi da, și el a adus televiziunea pe capul lui Cipuian. Acum nu că ții cu Cipuian. Păi nu, dar știu că e mai demult. De are până la toi toată. Da. De... Și mai mult de atât, pământ, suprafața de pământ era în extravilan. Nici măcar nu era în extravilan. Cum îți permiți tu să construiești în extravilan? Adică nu o construim. Legea îți permite, dar lași de vite unii ceva, îți spun, dar nu construiești casă. E... Adică, da. Supunem la vot punctul numărul 3. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a spațiului aflat în modelul cabinet medical aflat pe raza comunei Sărmâne, județul Arad. Eu am avut un contract de închiriere la cabinetul medical, dar nu vorbim despre farmacie. Nu, de farmacie. De farmacie, dar vorbim de farmacie, ca să știți. Au avut 10 ani, nu? La 10 ani. Și acum, la propunerea domnului secretar, eu am fost de acord să-i prelungim pe încă 5 ani de zile, dar cu o condiție restrictivă, dacă pleacă, să se anuleze. Dar domnul secretar a zis că această condiție restrictivă a fost și în primul contract. Adică nu ar voie să subliniez. Nu ar voie să subliniez. Am pus 5 ani, dumneavoastră, dacă vreți mai mulți, mai puțin, eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Adică, au fost pe 10, am pus pe 5. Noi am fost ok. Nu este ok cu partea, o parte, altă parte din dispensar, unde s-a făcut o concesionare, nu de noi, de 45 de ani, cu întabularea spațiului respectiv. Nu știu ce se va întâmpla în spațiul respectiv. Nu, nu o să intru la mănânt, o să vă spun despre ce este vorba. Dar nu mai a fost. Deci 5 ani zic, dacă credeți că e mult puțin, au avut 10, da, încă 5. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de
bază prin achiziția de utilaje în comuna Sănulești de Zvacă. Știți cum este? Trebuie să fii întreg, cum se spune. Adică depune și tu, păi, te multe acum câți poți depune, că tu nu știi ce mai poți depune. Dar situația financiară a noastră nu cred că ne-ar fi permis, dar trebuie să depune. Am depus două proiecte pe NRL, PUM și două stații electrice. A fost aprobat. Am depus pe supraveghere video și nu mai știu ce, la aprobat și dronă, la aprobat și părat. Trebuie să mă duc la București, bine să semnez primul cu PUM, care este o realizare, să știți, PUM. Comuna Sănulești nu a avut PUM până în 2016. A fost un PUM preliminar în 2000, făcut nimic și atât, nu a avut PUM. Și imediat se va încheia un contract și acum facem și aia puzul pe câmpul pe Matrici, unde domnul Iulian Tăpădușu a avut dreptate, dar noi nu am avut nicio reticență cu tot ce s-a făcut acolo. Da. Și acum, prin gal, se depune, s-a dat drumul pentru investiții, pentru domeniul public, pentru instituțiile administrative publice locale. Da, nu? Da, da, s-a dat la gal. Da. Și ne dăm 40.000 de euro pentru tiraj, gal, 40.000 de euro și trebuia să cumpărăm ceva. Și ce ne-am gândit să cumpărăm? Să cumpărăm o vitajă, o vitajă mică, nu din aia mare, ca aia mare, 200.000 de euro, nu pot susține 200.000 de euro, dar o vitajă care să... să desfunde și conductele de colectare, exact cum a fost aia, una de aia micuță, e 100.000 de euro și dacă o cumperi din baza AFIR, nu mai trebuie să faci licitație. Și am ales cu domnul secretar, poți, o mașină Iveco de 100.000 de euro, de 5 sau 6 toane. Mai ieftin, 5-6 toane, nu e așa ieftin, dar e Iveco, 100.000, celelalte erau și la 15.000 și la 20.000, dar până la 100.000, 6 toane, care și curăță. Deci, domnul secretar a studiat mai bine caracteristici tehnici și spunea că este dotată și cu un rezervor de 1000 de tone de apă și mi se pare cu ăsta. 1000 de litri. Nu, da. Și se pare așa, de 52 rezervoare, unul pentru ape furtate și unul pentru apă. Deja avem un sursa e. Sursa e și noi nu o să mai punem decât diferența după 20.000 de euro. În 20.000 de euro. Deci, poate noi nu mai punem decât 20.000 de euro. Ca această mașină, chiar dacă am luat-o pentru compartimentul de servire, nu? Da. Compartimentul de servire, ea va fi transferată către serviciul de salubrizare. Pentru că îți trebuie un serviciu unde o să angajez 2-3 oameni sau unul care va susține acest serviciu. De toate va fi greu susținerea dacă nu înființești și un serviciu de spații verzi. Dar asta este o altă discuție care eu am făcut odată într-o ședință anterioară de referire cu aceste spații verzi. Atât. Cine este? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL-ului numărul 71 din 2022, prin care a avut loc aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului pentru obiectivul de investiții modernizarea drumului de interes local în comuna Sănulești de Zvacă, inițiator primar comun. E același deviz, nu-i modifica nimic. Dacă vedeți, la valoare de referință standard de costul locuitor, trebuia trecut numărul de kilometri, respectiv 5,97 kilometri. Punând 2, cum era pe fișa lor, ne-a ieșit o valoare standard pe kilometru din 900.000 de euro. Și ne-au spus, domnul primar, vedeți că n-ai cum să ai kilometru 900.000 de euro. Adică valoarea investiției pe standard cost de el este de 330.000 de euro. Și ei, dacă vă uitați la capitolul 4, vedeți că mai văd. Cost standard, valoare, cost standard de 8.800.000, împărțit la 330.000, îți vine 5.97. Și s-a modificat doar numărul de kilometri, 5.967. Da, pe rest, a rămas. Cine este pentru? Nu este nicio modificare. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a devizului rest de executat
actualizate și defalcate pe surse de finanțare aferente obiectivului de investiții, alimentare cu apă a satelor comunei Sândurin, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Aici, sincer să fiu, m-am supărat că cei de la Minister nu au solicitat asta. Este sfârșitul investiției și o să vadă, băi, câți bani au cheltuit de la bugetul local. Deci investiția asta a fost pe OG 7 și pe OG 28 până 2017, când au venit PND de Romul. Noi știm sumele că s-au cheltuit pe OG 7, pe OG 28, știm sumele că s-au cheltuit pe PND de Romul, PND de Romul, și ei vor acum, domne, să vedem ce bani s-au cheltuit, cât bani au dat Ministerul până acum pentru această investiție. Și am făcut cele devizele. Dacă v-ați uitat, nu mai rețin câte sunt. Câți bani s-au pus de la bugetul local, câți bani mi-au dat statul. Ea lucrarea este începută de foarte mulți ani și trebuia să calculăm. Până acum statul a dat odată, deci a dat odată 62 de miliarde plus 14 miliarde cu 78 de miliarde, 80 de miliarde pentru a. Iar bugetul local este de 6 miliarde. Și mai, s-a mai aprobat și anexa 3 și anexa 6 privind indicatorii tehnici, nu economici, tehnici, adică lunginea rețelei. Câți kilometri de rețea s-a făcut până acum? Conform proiectului erau 42-46. Aici rețeaua de apă nu este elogventă pe numărul de kilometri. De ce? Spre exemplu, ca și la gaze, avem 56 de kilometri de țeavă, dar rețea de gaze avem 32. Asta însemnând pe un drum este și pe parte și pe alta. Dar ea se ia distinct doar pe o parte. 32,6 km, nu 56,6 km. Pe una. La apă avem o anumite zone unde sunt două conducte. Și dau un exemplu. Conducta de la apă care duce la rezervor. Ai o conductă de aducțiune, apa care duce la rezervor, dar și o conductă de apă care tot aducțiune care duce la acum. Deci în același an sunt două conducte. Nu poți iei să scazi din numărul de kilometri 42-46. Practic, țeapa aferentă este 42-46 plus un kilometru 500. V-a dat un exemplu. Adică nu poți să scazi indicatorii tăi tehnici care ți-au dat proiectantul introducând două țevi în același an. Dacă ați înțeles despre asta. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor. Inițiator primar. Aici, sincer să fiu, nu mai spun nimic. A venit părintele de la Buzurești să-i dau 4.000 de lei. Ei nu știu dacă trebuie să-i dau. I-am promis 2.000 de lei când dau. Face prelungerea altarului. Da. A luat niște chestii, a luat de la Mihai, de la depozit, am zis că îi dau 2.000 de lei anul ăsta. Dacă mai am să-i dau, dau. Dacă nu am viitor 2.400, că nu are bani. Cine este pe ce votăm? Ce votăm? 4.000 sau 2.000? Dar nu știu. 4.400 am pus. Dacă am, dar nu am decât 2.000. Știți cum este cu bugetul? Tu la început pui prevedere bugetară, dar nu ai credite. De exemplu, asta e explicat și doamne că la drumul de la dau o investiție, am pus prevedere bugetare de 20 de milioane. Dacă tu statul îți dă 21, tu n-ai de unde, că nu ai prevederea bugetară, chiar dacă ai credite. Nu ai credite, nu ai prevedere, nu poți plăti că n-ai credite. Ai credite, dar nu ai prevedere. Și deci 4.500 sau 4.500 de lei. Dar nu știu dacă vor plăti, 2.000 de lei, atât de am promis părinte anul acesta. Da, trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a devizului pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în comună să nu diverse județul Bacău, lot 2, inițiator primarul comunei. Sincer, scriu această hotărâre din Consiliul Local. Am dat-o eu, că am vrut eu, dar nu știu dacă
Deci cei de la minister au dat de voi spun și atât de voi spun că nu mai știu ce e bine și ce e rău. Ei ne-au dat de la, uitați-vă, dar ei ne-au dat de la bugetul de stat 2.511.662,07 pe capitolul, pe capitolul 4 a investiției, de 25 de miliarde. Ei, cu 25 de miliarde am avut o discuție să fac 6 km, că mai pot să fac 6 km. Și le-am alutat, doamne, eu fac indicatorul la toată investiția, nu, dar decât 25 de miliarde. Eu cu 25 de miliarde nu pot să mă duc de pe cât pe obiectele care pot să le închid. Și m-am dus pe stuf pe cele două obiecte, care costă 25 de miliarde. Doamne, costă 25 de miliarde, cât pui de la bugetul local, cât pui de la bugetul de stat. Și fel de vizual ales de exemplu, spune, băi, de la bugetul de stat, dai tu banii pe coloană, dai tu aici, vezi mai bine? Da? Și eu pun și eu de aici, cât vin, da? 19.600. Da? În cele memorii justificate, pe toate zonele. Zic, bă, da, de ce să-ți dau memorul judecat pe toate zonele, dacă tu mi-ai dat bani doar pentru o zonă? De ce spun cel memorul judecat? Și am făcut un memorul justificat din criza de pace, doar pentru stuful. De ce îmi cer? Dacă tu mi-e în bani, de ce îmi cer memorul justificativ să zicea pe zona asta? Adică ce înseamnă memorul justificativ? Noi am făcut timpul cel local în zona asta. Dacă nu el a făcut, nu el a făcut, ei spun așa, domne, dă memorul justificativ sau proces verbal de recepție a lucrării de canalizare pe zona respectivă. Păi eu n-am proces verbal de recepție a lucrării, pentru că nu este finalizată. E finalizată, 99%, dar nu am. Și îi spune, domne, nu semnezi contractul până nu ai proces verbal de recepție a lucrării. Domne, dar tu nu mi-ai dat 120 de miliarde, tu mi-ai dat decât 25 de miliarde. Eu îți dau memorul justificativ doar pe zona unde nu se poate băga. Ce treabă ai tu cu mine cu Sandoiu? Alea sunt lucrări din bugetul local. Și foarte greu, să știți. Cine este pentru? Aici cu mine astea. Da, o să vă explic. La diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Cine a răspuns? Eu am răspuns pe întrebare. Lumini la sfârșit, când vreau să facă să stăm mai târziu dimineața. Se a lăsat în bine, dar dimineața să stăm de gradul și merg pe mine. Când? Dimineața? Da, să stăm de la 6 și va fi la 6 jumătate merg la școală. Și întâlnesc. Cum? La sfârșit, nu știu, acum. Aici nu trebuie o dată. Vreau să anunțați și cetățenii. Deci, acolo, seara sunt de acolo. Pe timpul ieri, domnule, chiar a venit acum la mine cineva și spun cine a întrebat cât plătim pe curent. 220 milioane pe lună. Deci numai curentul ieri sunt 2 miliarde jumătate. Nu știu, eu mă pot și eu la 7, la 8, la 9, uit-o în casă, dar de la 9 până dimineața la 5, eu nu pot o vergăresc bine. Pentru ce voiau oamenii la 12 noapte acolo în curent? Eu vă spun. Sigurați. Poftim? Siguranță, mai sunt cine care... Da, da, și din atâția bani, ați văzut. Băi, să nu ești o tăiat. Riveni, ajută-o tăiat. Deci n-ai de unde să plătești atâta curent oamenii. Eu înțeleg, cum zice domnul, domne, copii dimineața de la ora 4:30, când pleacă oamenii la muncă aia, până la ora 7 cu el. N-am nimic împotrivă. Seara, de la ora 4:30, 5, fără un stil... La 5, cam așa, la 5. La 5, e bine, la 5. Până la 8:30, până la 8:30, când vine ultima cursă de masală, până la 9, sunt de acord. După aceea, ca tu la 10, afară, la 11, la 12, la 1, la 2. Pentru că cheltuielile astea nu sunt autofinanțate. Cât se dă cineva în comuna Sărbunea sau Bere sau aia? Mai sunt comune unde să plătești. Plătește cineva curentul ăsta? Nu. Deci numai curentul este 2 milioane jumate, 3 milioane. Nu poți să stii tu acasă. Eu vă spun sincer, nu încerc decât să reduc curentul. Fiecare dintre noi și dumneavoastră, dacă aveți societate mare, tot încercăm să reducem curentul. Iar noi ne răfuim în curent bec lângă bec. Nu nici măcar să zicem un bec, dar un bec nu. Este asta, știți cum este? Este o răfăială. Am învățat așa. Nu se poate. Faceți program, domnul primar. Nu e program. Dar la 5 și 9 și 10. Spunea cineva, chiar astăzi, cine a venit la mine, domne, câți kilometri de asfalt făceai în etat în 10 ani? Păi ia gândiți-vă, 22 de miliarde care s-au fost. Ce 22 de miliarde? 25 de miliarde în 10 ani, 26 de miliarde, numai pe curent electric. Domnul
primar, dar și astea în necesitate, adică astea sunt pe care ne facem la lumânare, la bestul, la cei. Dar nu putem la 12 noapte. Pentru ce mai trăim, dar la 12 noapte. Atunci punem o condiție, da, plătim curentul. Păi cu primăria nu poate susține curent pentru toată noaptea. Păi eu continuez, am 8 ore de somn, am 8 ore de somn, 8 ore de noapte. Facem un proiect pe fonduri pentru zona de verde. Acum se finanțează, poate să măsuri, că panouri să-l are. Am încercat, unde se finanțează? Că acum am vrut să depunem un proiect, nu ne-a aprobat. Nu ne-a aprobat pentru că nu avem consumul necesar. Deci am spus așa, am vrut să depunem un proiect și mergem panouri în fotovoltaice. Și am transmis la Ion, Nicoleta știe cât am consumat noi lună. Cheamă pe Nicoleta. Și mi-a spus, e un lucru, așa se spune, nu puteți să vă încadrați, să depuneți acest proiect pe POIM, pentru că nu avem consumă. Doamne, dar stați pe fiind că eu dau drumul la stația de soare. Mărim dacă... Dar cum să mă? Dăm aia de la EU, când am vrut să depunem pe parul frontal, zice, consumă de la Vudea. Și zic, doamne, dar noi am canalizare, avem pompe, adică am atâta, mărim. Nu, domnule, dar noi am un consum de la mult. Da? Adică eu nu... Când am uitat prima oară cu curent, adică și la inițiativa voastră, după, nu zic că nu. Dar eu totuși pun, mă, domnule, primii la altă se consumă atâta curent. Eu vă spun sincer, omul vrea condiții, dar în momentul când spui să dea 10 lei pentru proiecte, niciunul nu va da. 10 lei nu va da. Totul este programat. Omul vrea și investiții și sunt de acord, vrea și un trai de gen, vrea și apă, vrea și tu, vrea și aia, dar n-ai de unde să fie. Bine, grutul e gratis, da. Dacă, zic, grutul e gratis. Da, da. Dar dacă reducem pe miez de lapte, nu cădem pradă infracțiunilor? Nu cădem, de ce să cădem? Uitați-mă la jos, Zinia Miu, când a fost în la București. Da. Cu cine a fost? Ea spune. Nu e la curent. De la 12 noaptea până la 5 dimineața nu mai este curent în jos. Nu, nu știu ce primar este. Nu mă întrebați ce primarul este. Când mă interesează, uitați-mă, consumul și spune aici un consum de 206.502 kW. Și mi-a zis, domne, nu ne cadăm pe POIM. Adică, e foarte, știți cum e? Ea mi-a plăcut întotdeauna modul de gândire al lui domnul Mamea. Domnule, nu am făcut-o din timpul de vedere propagandist politic. Nu. Domnule, nu putem să cheltuim atât de mulți bani. Pe când noi ceilalți, alții dintre noi, a gândit-o și politic. El n-a gândit-o niciodată politic. Vrutul nu este gratis. Dar vină și tu cu o contribuție. Ok, sunt 2.200.000, primăria vine cu 50% acord, da? 1.200.000. Înseamnă că acest curent electric la o populație de 1.700 case, trebuie să dai la taxe și impozit 80 de lei. Dă 4 lei. Păi vă dați seama ce ești? 80 de lei de case. Cine dă 80 de lei? 1.000.000. Ia gândiți-vă. Adică voi în condiții, dar nu poți să suporți toate astea. Faceți program, domnul. Nu facem program, fac aici de cat și domnul, dar nu facem program, pentru că e democrație și nu poți să ajungem așa. Dar vrei? Ai apă? Domnul, vrei condiții? Vrei baie? Ai curent? A investiții. Vrei că aia ar trebui totuși să am de cate. Stai corect. Corect? Pentru că vrei să ai aia în casă, faci o fântână, te costă 100 milioane fântâna, te costă idofor, a condiții. Pentru că noi românii gândim doar egoist și vedem la vecinul că are de toate. Dar nu se gândește că vecinul ăla a cheltuit niște bani și poate am ca pâine cu cadou. Da? Noi ne-am învățat că toți, dau un exemplu, ieri, l-am ajutat pe o persoană, nu are importanță, și l-am ajutat. Și sincer să fiu, votat de-a meu. Mi-a Vasile, nu are importanță, vă spun. Ți-am povestit la telefon. Mai vine și cu băiatul din 32 de ani să-i facă ajutor social. Măi, Mi-a Vasile, dar tu crezi că nu o să muncească la 32 de ani, o să-i fac eu ajutor social la 32 de ani? Dacă ar fi bolnav, da? Păi ce că, da, Dan Vânceanu nu i-a făcut ajutor social? Când Dan Vânceanu a făcut atac cerebral. Mâna stângă nu o poate mișca. Dan Vânceanu ăla de la mine. Eu am făcut atac cerebral, nu poate mișca mâna. Eu nu zic că numai e cât unul scăpat așa, da? La 32 de ani să faci ajutor social. Da, da. Haideți să vedem ce-i spune.
Deci nu trebuie să fiți foarte sentimentul meu, dar gândiți-vă că sunt niște cheltuieli foarte mari, foarte mari. Eu înțeleg, văd ce comun aici, trebuie curent. Sunt din comun de acolo, acord. Da, sunt de acord din unul bun. Dar nu stâmpul de stâmp, ce nu e. Păi, parcă suntem... Veneam de locație și veneam cu Nicoleta și cu Violer, cum la ei, nu. Cum am intrat sus la țapoc, ce că gata, se vede că am intrat în Las Vegas, înțeleg. Adică în toate comunile de la aia, cât un bec, ca altul, gale vieze, erau închise. Dar nu e Las Vegas. Lumină totală. Dacă greșesc, îmi cer scuze, da? Îmi cer să iertare scuze, dar nu poți să-ți bați banii, joc de banii tăi, nu? Sunt banii și... Să faceți un drum la București, să vedeți cum ar becurile. Parcă stăciu. Dar problema este că e ceasă de asta să văd. Nu. Deci e becuri afară de capitiv. Tu n-ai votat, n-ai ales exact. Când peste jenă, deci mi-a reușit să vorbesc cu el. Eu nu știu, dar nu știu. Dar 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 poate cu el dai. Faci tot efortul și lăsăm așa, mai vedem, poate mai trece anul ăsta, mai anul viitor vor fi mai buni. Stați noi, practic, de când avem consumul ăsta. Că oricum, când apare noua linie de finanțare, pe verde și îi dă drumul altfel. Acum două, acum care te voi mâine în cadră și mai este încă o mare. Acum începem să spunem. Plătim acum preț acum la energie, dar mai știți la instituție. Nu, nu, la fel, nu. Dar o să fie o sumă mare. Deci, dar nu este de anul ăsta, este mai de mult, de când? De mult, doi ani, cred. Doi ani, doi, trei ani, da. De când s-a mâncat toate becul ăsta, bec încă bec. Înainte ajunsese la 1.700.000, 1.800.000 și întotdeauna când am pus becul ăla, s-a pus la 2.000.000. S-au și majorat prețul la energie. S-au majorat, da, aia vă. Totuși, doamne, aveți dreptate. E foarte mult să plătești 2.500.000. E mult. Stai corect. Doamne, vrei condiții, vrei să rupi noaptea pe aia, ok, plătești 80 de lei. Dar niciun om nu va plăti 80 de lei. Și mai mult, te duci la o bară, la o bătănică care are 10 milioane pensie. Cum nu vrei să ții 80 de lei pe curent? Bine, curentul acum e o investiție care, din primele investiții, acum chiar la el... Da. Vedeți și cu panul ăla să vorbeați. Doamne, statul e ok. Nu, o să povestești.